Salutarele mele, eu sunt Luci și bine v-am găsit la nou comentariu de Black Ops 2. Păi, e primul video, cum se zice, din 2015. Îmi pare rău că n-am putut să-l fac mai des, doar că am de gând să vă spun toată povestea mea acum, în acest gameplay. Totul a început cam, nu știu, era sâmbătă sau... după ce am făcut video-ul ăla de Crăciun, am, nu știu... Au început niște dureri foarte mari de burtă, știți, crampe și de fapt nu era la burtă, era undeva mai jos. Dar mă rog, am fost la spital la și îmi pare rău dacă am vocea foarte așa, doar că n-am mai filmat de mult timp și uitați ce se întâmplă. Am fost la spital și mi-au spus că am gastrită și m-au tratat de gastrită, mi-au dat pastile, m-au internat de gastrită, apoi următoarea zi mi-a dat drumul acasă. Nu bun. Apoi acasă am venit, nu mă dorea așa tare pentru că nu mor calmat, mi-a dat calmante. Iar apoi următoarea zi când m-am trezit, mă dorea foarte tare vezica. Am fost la baie și după nu mai mă dorea așa tare. Și am trecut și tot așa mă dorea burta în ziua aia, în următoarea la fel, am început să vomit și m-am dus mama la spital. Și-au vrut să mă, când au auzit ce simptome am, mă dorea foarte tare burta, vomitam, nu mă puteam ține pe picioare, au zis că am hepatită, da. Și voia să mă interneze de hepatită și eu mai aveam o sâmbătă și mor. Apoi m-au internat de, nu m-au internat, m-am refuzat internarea și am mers la alt oraș, știți? Și acolo din prima, acum m-au văzut și-au dat direct seama că am apendicită, nu bun. Și pentru că doctorii nu și-au dat seama la timp aia de la din orașul meu, am făcut apendicită perforată și adică am făcut peritonita, mi s-a împrăștiat tot puroiul de la apendicită în corp. Și da, apoi în următoarea zi am fost operat. Am normal o apendicită normală, operație de 4 cm. E bine, eu stați așa să mă uit, am operație, cred că e, începe de undeva de la mai de la buric de acolo, cred că până jos de tot. Bine, nu până la penis, doar că undeva pe acolo. Și mă duc foarte tare, am început să vomit după operație și o săptămână am stat numai în spital. Apoi am venit acasă, nu puteam să filmez, credeți-mă, abia puteam să stau. N-aveam condiția, cum să spun, să vorbesc cum vorbesc și acum. Și acum mai puține greșeli și așa. Și beau foarte multă apă. Îmi pare foarte rău și mai îmi pare rău că n-am un program de asta să filmez și să postez. Eu postez doar când pot sau când am timp și îmi pare extrem de rău pentru asta. Sunt sigur că vreți și voi să postez gen într-o luni, marți, un program cum se zice, dar îmi pare foarte rău că nu pot să vă ofer acest program. În meciul ăsta, uitați aici un quad fit frumos acolo. Doamne, deci în meciul ăsta l-am început așa de prost, ați văzut și voi. Și de aici, de la quad fit-ul ăsta, mamă mia, să vedeți cum a jucat. Am fost o bestie, am dat visetul și la final am făcut un rootless, adică mai trebuia un rootless, mai trebuia două kill-uri. Dar mă rog, asta e, dar l-am făcut pentru că e tinder match. Am jucat cu un fal, stock și reflex sight, C4, da, când cel mai mult am folosit armă, mă rog. Și să continui. După am ajuns acasă, am zis, de mult voiam să fac videoclipul acesta să vă spun ce am pățit. Și vreau să vă mulțumesc, mulți au aflat, pentru că am avut prieteni foarte buni și le-au spus. Mulți au aflat și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mi-au oferit o însănătoșire foarte gravnică. Și da, celor care nu mi-ați oferit, tot vă mulțumesc, pentru că sigur nu știați. Dar acum sunt foarte bine, nu vă mai faceți griji. Cred că voi posta mai des, de la școală nu merg. Pentru că abia stau, trebuie să stau în pat și operația, am alea, ațele, nu, deci la mine nu sunt ațe, sunt niște capse. Dar mă rog, nu contează, am fost astăzi la spital și mi le-a dat jos, dar nu pe toate. Mai rămas câteva pentru că era frică la doctor să nu mi se desprindă operația. Și aici, uitați ce bestie am fost. Deci, da, lume, cam atât a fost. Vă las în continuare cu gameplay-ul. Atât am vrut să vă spun de operație și am să povestesc când mai am timp cu voi. Așa, pentru că îmi place foarte mult să povestesc cu voi. E bine, eu să povestesc și voi să mă ascultați. Dar mă rog. Și da, deci cam atât am spus. Am fost operat. Am bază de moarte, cum se zice, dar nici chiar așa departe.
Deci, da, lume, aveți grijă de voi și dați like dacă v-a plăcut. Eu am fost Luci și cam atât. Salut!